Actorul Costel Constantin a murit. Avea 81 de ani. De-a lungul vremii, acesta a avut numeroase roluri în teatru, film și televiziune. De altfel, a primit numeroase premii și distincții. Cunoscutul actor Costel Constantin a murit. Actorul s-a născut pe 20 octombrie 1942. Costel Constantin nu era cunoscut cu probleme de sănătate a absolvit liceul Mihail Cogălnicianu din Galați, unde a fost membru al trupei de teatru a școlii. Unchiul său, Damian Bozianu, un actor renumit în Galați, i-a fost un model inspirațional. A plecat la București și a fost admis din prima încercare la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care l-a absolvit în 1964. Evoluția sa a fost profund influențată de mentorul său din perioada studenției, marele actor Ion Finteștianu. A fost repartizat la Teatrul Național din Iași, unde a debutat cu rolul călugărului tânăr în piesa Țibechetul de Jana Noalhaș. A interpretat și roluri în piese precum Vară și Fumul de Tenise Williams, Săgetătorul de Ion Omescu, Există Nerviu de Marin Sorescu și Țilot la Weimaru de Thomas Mann. În 1969, talentul său a fost remarcat de actorul Radu Belican, care era atunci director al Teatrului Național din București și l-a adus în capitală. A debutat la Teatrul Național București în anul 1970. Costel Constantin a debutat pe scena Teatrului Național București în 1970, interpretând rolul lui Nic în piesa e Frică de Virginia Woolf. De Eduard Albe. De atunci, a continuat să slujească scena teatrului, jucând în numeroase piese printre care i săptămâna patimilor de Paul Angel, recele learul de William Shakespeare, năpasta a ușit o scrisoare pierdută udeile caragiale, Alexandru Lăpușneanu, de Virgil Stoenescu și multe altele. În 1973 a avut primul său rol într-un film împeliculat Porțile albastre ale orașului, regizată de Mircea Mureșan, potrivit Cinemagia, Ro.